sfaturi pentru a scăpa de burnout. Pot să zic că m-am confruntat cu burnout-ul destul de mult. Pentru cei care nu sunteți familiar cu chestia asta, e momentul ăla de extenuare, când mă simt extenuat, când simt că am o grămadă de lucruri de făcut și parcă lucrurile nu ies și nu știu, nu mai știu ce să fac și am mă explodează și nu dorm și abia mănânc sau mănânc prea mult sau stresat, lucruri de genul, da? M-am confruntat cu sentimentul ăsta de multe ori. Deci ce pot să-ți recomand? Chiar la un moment dat am văzut că veneai de la Săvârșin și erai pe drum, mergeai pe autostradă și eu veneam paralel, eram la un moment dat la un sens girator acolo pe la Făget și chiar atunci eram în perioada de burnout. Asta se întâmpla undeva la începutul lunii august, cred că undeva prin data de 7-8 august. Eram burnout total, eram ars, lucrurile nu mergeau bine deloc pentru mine, am dat câteva failuri foarte mari cu câteva zile și săptămâni înainte în mai multe proiecte și am zis îmi bag picioarele și plec. Da? Și mi-am luat liber vreo 2 săptămâni și am plecat. M-am dus în munți, m-am dus la Sinaia, am mers în Bucegi, după care am mers la mare, apoi am venit înapoi, tot așa, prin Brașov, m-am învârtit pe acolo. Am fost programat de locuri de astea, vorba aia, să-mi reculeg și să-mi recapăt sufletul și să mă reconectez cu mine, vorba bine. În primul și în primul rând, când te simți consumat, oprește tot ceea ce faci. Everything. Stop. Oprește tot ceea ce faci. Chiar dacă ești presat financiar, chiar dacă ești presat de colegi, chiar dacă ești presat de eu știu, stop la tot. Du-te, nu trebuie să-ți iei 2 săptămâni, poți să mergi 3 zile, poți să pleci un weekend. Nu-ți iei telefon sau na, cel mult folosești Waze, nu-ți iei laptop, nu-ți iei nimic. Cred că asta e unul dintre cele mai dificile lucruri pe care un IT-ist, un programator, un om care lucrează până la urmă cu laptopul și cu telefonul și toate aceste lucruri le poate face. Number one, da? Deci, you cut everything out and you leave. Poate chiar pleci din țară. Nu știu, te duci undeva departe, pleacă. Apoi, acolo, când ești, deși nu-ți recomand, mintea să fie limpede, pleacă în mai multe locuri, vizitează, du-te la Sarmizegetuza, du-te la în Sinaia, du-te la, nu știu, o mănăstire, du-te la un castel, du-te la un râu, du-te la o pădure, something, ca să iasă lucrurile mai care te consumă foarte mult în tine. Apoi, când vin apoi, nu te apuci 2 zile, nu te apuci de treabă, nu deschizi laptopul, nu te apuci de treabă, ci îți iei o fișă de asta și încep să-ți notezi. Ok. Mai ales cunoscând cazul tău că tu you provide services, da, atât de training cât și de zona de alte chestii, tot pe IT. Vezi, ok, câte proiecte am și te uiți la numărul de proiecte pe care le ai, care e venitul care îl aduce fiecare proiect pentru cei care sunteți angajați sau vedeți, ok, am un proiect și anume faptul că sunt angajat la compania X sau am un alt proiect, faptul că, nu știu, lucrez pentru cineva sau I provide service sau whatever. Da, ție proiectele, îți trece în fiecare cât timp îți ia proiectul ăsta și câți bani câștigi de pe urma proiectului respectiv. Odată ce ți-ai făcut assessment-ul ăsta, în cealaltă parte te gândești, care e direcția pe care vreau să mă duc și vreau să mă dezvolt și care mă încarcă și care mi oferă satisfacții și care mi oferă un a meaning, un sens din ăsta de chiar simt că am un impact și chiar simt că contribui și că fac ceva și că pot să cresc și vreau să mă dezvolt și îți dă o energie de aia fantastică, îți notez în partea cealaltă a hârtiei care este acel lucru pe care tu vrei să-l dezvolți. Da? Și apoi, odată ce ți-ai notat chestia respectivă, eu vreau să devin, nu știu, cel mai bun din țară pe partea de, vreau să fiu consultantul numărul unu din România pe partea de networking, da? Rețele de calculatoare. Super tare. În momentul de față am un proiect în care livrez servicii de cloud către o anumită firmă, am un alt proiect în care livrez servicii de networking și administrare pentru o altă firmă și am un alt proiect în care poate fac, nu știu, un site de prezentare pentru una anumită firmă, da? Pentru un anumit dude, un influencer, să zicem, da? Deci, în caz, sunt 3 proiecte care ar exista. Păi, care din aceste 3 proiecte e în matching cu ceea ce am eu aici, cu ceea ce vreau să fiu cel mai bun consultant pe partea rețelei de calculatoare din țară, da? Păi, al treilea, super tare, atunci ce am de făcut este să le închei pe asta sau să le tai urgent, da? Stai să văd dacă pot să fac asta. E degetul ăsta, da? Să știți. E ăsta, al treilea, da? Al treilea proiect. Și doar pe ăla îl las. Doar pe ăla mă concentrez. Și ghiți ce se va întâmpla. În primul rând, ca să faci acest lucru,
ai nevoie să te deblochezi emoțional, pentru că cu toții avem anumite atașamente, suntem atașați de anumite lucruri, suntem atașați că, auleu, proiectul ăsta, da, nu-mi place, dar mi-aduce mulți bani, proiectul ăsta, da, nu-mi place, dar cine știe, poate la un dat o să apară o oportunitate. Și atunci, ca să scapi de burnout, ca să, într-adevăr, să te bucuri de viață și de munca pe care o faci și să simți că mergi într-o direcție bună, potrivită pentru tine, pe sufletul și pe dorința ta, le tai pe astea două, rămâi doar cu ăsta care îl dorești tu și care e conform cu direcția ta și odată ce ai făcut asta, instant, într-o perioadă super scurtă de timp, days, weeks, se va întâmpla ceva. În primul rând, tu vei fi mult mai liniștit, vei fi mult mai... Deși poate financiar câștigi de trei ori mai puțin, da? Poate câștigi mult mai puțin din punct de vedere financiar și îți faci probleme că, băi, nu știu cum o să trăiesc în următoarea perioadă. Ok, tocmai de aceea e important să ai un mic backup, măcar în 3 luni, 6 luni ar fi ideal să ai un backup în față. După aceea ai tăiat acele proiecte, ești în stadiul ăsta și o să vezi, ca prin minune, cât de mult o să-ți crească proiectul ăsta al treilea. O să-ți crească excepțional de mult. Poate închei proiectul și îți vine ceva de 5 ori mai mare, în care proiectul ăla te împlinește extraordinar de mult și este fix pe direcția pe care vrei tu să mergi. Lucrurile astea se întâmplă. Da? Viața asta, cum am fost noi învățați, nu este așa cum am fost noi învățați, este diferită. Și în momentul în care tu asculți lucrurile care sunt cele mai potrivite pentru ceea ce îți dorești tu, pentru ceea ce vrea sufletul tău, pentru ceea ce vrea inima ta și tai toate lucrurile în rest care scopul lor era să-ți distragă pur și simplu atenția, să faci niște bani, dar să-ți distragă atenția, în momentul respectiv ai câștigat. Pentru că o să apară sincronicități, noroc, cum se spune, da? O să apară acel noroc și dintr-o dată la chestia asta se vor adăuga lucruri mai mari, pentru că e pur și simplu în conformitate cu direcția pe care tu vrei să mergi. Atunci, you're gonna skyrocket. Știu sigur că o să înțelegi la ce mă refer. Asta e pentru tine și sper să-ți fie benefic.